Din anul 2001 și până în prezent, revista Historia este cea mai importantă publicație românească ce se ocupă de subiecte istorice, în cele 216 numere fiind publicate informații inedite despre trecutul României, despre oameni, despre negocierile secrete care au determinat evenimente cruciale pentru întreaga omenire. Historia este o publicație apreciată de un public numeros, cercetători din domeniu sau publiciști de prestigiu, semnând articolele publicate. În descrierea numărului din această lună, realizatorii revistei scriu: Tâlharii României Mari devin subiectul dosarului din această lună, un text dinamic, cu peripeții, bogat ilustrat. Caricaturile din perioadă sunt teribil de amuzante. Un text care pune sub lupă banda Tomescu-Munteanu. Textul principal al revistei din ianuarie, Tâlhari în România interbelică, îi aparține lui Sterian Pricope. Este un subiect pe cât de dătător de emoții la momentul când se întâmpla, în perioada anilor 1924-1926, pe atât de savuros astăzi. Acțiunile bandiților Tomescu și Munteanu în județele Mușcel, Dâmbovița, Argeș și Ploiești. Povestea celor doi tâlhari care furau de la toți, țărani sau boieri, ba chiar și pe Ion Mihalache l-au lăsat la un moment dat fără ceas, este prezentată folosindu-se informații din arhive, dar și din ziarele epocii, așa că ineditul textului, dar și multitudinea de ilustrații din presa vremii, au făcut ca revista să aloce lui Sterian Pricope 23 de pagini pentru a contura întreaga istorie a tâlharilor, dar și a încercărilor de multe ori caricaturizate de jurnaliștii anilor 1920 ale jandarmilor de a-i prinde. Legătura cu Mușcelul, acțiunilor tâlharilor, l-au făcut pe Sterian Pricope să include povestea celor doi, Tomescu și Munteanu, în istoriile neconvenționale din Mușcel, povestind despre sătenii din Stoienești, Cotenești și Malul cu Flori, care, de teama bandiților, stăteau baricadați în case cu furci, bâte și topoare la îndemână. Așadar, vă invităm să lecturați povestea bandiților și să așteptați în curând alte povești adevărate despre Mușcelul neconvențional, semnate de Sterian Pricope.